În această perioadă la RAM se emit primele facturi din noul sezon rece. Agentul termic se furnizează din data de 10 octombrie, iar calculele estimative arată că o familie va plăti în medie între 59 și 152 de lei, în funcție de numărul de camere. Valoarea facturilor pentru octombrie 2016 se va încadra între 59 de lei pentru o garsonieră, ajungând la 152 la un apartament cu 4 camere. La 2 camere o factură medie va fi de 96 de lei, iar la 3 camere 119 lei. Fac precizarea că aceste valori sunt pentru apartamentele care nu dispun de repartitoare. După o analiză comparativă cu luna octombrie anului trecut, avem de-a face cu o creștere de aproape 25%. Raportat la octombrie 2015, avem o creștere a facturilor de 23%, pentru că 20 de zile din luna octombrie am furnizat continuu, într-adevăr, la parametri reduși, spre deosebire de anul 2015, când am avut și perioade de oprire sau de livrare cu program. Oficialii regiei de termoficare mai spun că pot apărea diferențe între costurile estimate și cele regăsite în facturi. Cei nemulțumiți pot cere explicații la RAM. Și înainte de a avea nemulțumirile respective, primele 100 de facturi în ordine descrescătoare a valorii sunt prelucrate de către noi, să vedem dacă este o greșeală. De asemenea, dacă aceste valori sunt de la firmele de repartitoare, contactăm firmele de repartitoare și încercăm să vedem dacă este reală sau nu. Apoi, orice sesizare la noi este primită, nu pot ca să spun că e chiar cu bucurie, dar am dat curs oricărei sesizări și eu zic că s-au rezolvat problemele în timp util. Până la sfârșitul anului, agentul termic va fi calculat la 185 de lei gigacaloria, urmând ca de la 1 ianuarie să apară majorări, deoarece primăria Buzău nu va mai putea suporta integral subvenția pentru populație. Deocamdată nu se cunoaște procentul majorării tarifului.